Salut! În continuare voi prezenta aparatul de tăiat cu plasmă ProWeld CAT50. Aparatul este livrat într-o cutie din carton care are imprimate informațiile de bază. Setul de livrare conține aparatul, manual cu instrucțiuni, cablul de masă cu conductor din cupru pur, torța de tăiere de bună calitate cu inserții din silicon pentru bună ergonomie și protecție la îndoirea excesivă a cablurilor la ieșirea din pistolet. Butonul de comandă este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță care împiedică apăsarea accidentală. Odată cu aparatul, sunt livrate și două seturi de consumabile pentru torță de 1,3 mm. Carcasa este solidă, din oțel, peste care sunt suprapuse elemente de design din material plastic. În partea din spate este ștuțul pentru aer comprimat, butonul on-off, cablul de alimentare și grila de ventilație. Pentru funcționare, aparatul are nevoie de aer comprimat cu presiunea de 3 bari. Răcirea este asigurată de un electroventilator puternic și radiatoare eficiente din aluminiu extrudat, completate cu o protecție termică. Pe panoul frontal este potențiometru pentru reglajul amperajului de tăiere, valoarea preselectată fiind afișată pe display-ul cu LED-uri, LED-ul indicator al supraîncălzirii, grila de ventilație, robinetul pentru reglajul presiunii de aer care permite blocarea în poziția dorită și manometrul indicator al presiunii de lucru. Aparatul are încorporat un decantor cu purjor pentru condens. La aparatele de tăiat cu plasmă, piesa se conectează la borna plus și torța la borna minus. Conectorul principal al torței transferă curentul de tăiere și aerul comprimat de la aparat către pistolet, conectarea fiind făcută cu o cuplă specială, cu etanșare conică și filet. Circuitul de comandă este prevăzut cu un conector cu 2 pini, fixat cu o piuliță. Cablul cu clește de masă are conductorul din cupru pur, iar conectorul este TEB-1025. Tensiunea la mersul în gol este 250 V, iar curentul maxim este de 50 A. Pentru începerea probelor, reglăm presiunea aerului și curentul de tăiere la valoarea dorită, după care se pot începe debitările. Tăietura este rapidă, precisă și foarte curată. Direcția de deplasare poate fi schimbată cu ușurință, fiind posibilă și foarte simple debitarea formelor complexe. Tăierea cu plasmă se obține prin contactul piesei metalice cu un jet de plasmă, de gaz ionizat, cu viteză foarte mare și temperatură de peste 10.000 de grade Celsius. Căldura generată de arcul electric asupra piesei cauzează topirea locală, iar viteza fluxului de plasmă elimină metalul topit, creând astfel tăietura. Rezultatul este tăiere rapidă, curată, cu minimă deteriorare termică a piesei. Tensiunea la bornele aparatelor de tăiere cu plasmă este mult mai mare decât în cazul aparatelor de sudare, fiind necesară mult mai multă precauție pentru a evita riscul de electrocutare. Aici se poate observa calitatea tăieturii. În general, un aparat de tăiat cu plasmă manual produce tăieturi foarte curate la jumătate din capacitatea maximă în oțel și la un sfert din capacitatea maximă în aluminiu. În cazul acestui aparat, tăierile în oțel mai gros de 6 mm sunt posibile, însă marginile vor fi mai rugoase, iar în aluminiu, limita pentru tăierile cu marginile perfect netede nu depășește 3 mm. Acest video urmărește prezentarea sumară a funcțiilor unui aparat de tăiere și câteva teste simple. Operatorul nu are pregătire de specialitate, iar prezentarea nu este un ghid de utilizare practică. Vă recomand să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să vă documentați temeinic înainte de a începe lucrul. Dacă aveți posibilitatea, urmați un curs de inițiere. Pentru testul de tăiere în aluminiu, am folosit o piesă cu grosime variabilă, iar acest aspect va influența negativ calitatea tăieturii. Din cauza proprietăților specifice, debitarea și sudarea aluminiului sunt mai dificile decât a aliajelor feroase. Partea superioară de intrare a jetului de plasmă este destul de curată, iar partea inferioară și marginile tăieturii, în ciuda aspectului aspru, se debavorează destul de ușor. În ultimul test, am debitat în linie dreaptă o placă din oțel carbon cu grosime de 8 mm. La debitarea oțelului cu grosime de peste 6 mm, viteza de tăiere rămâne bună, cu tăietură precisă, însă, în funcție de destinația piesei, pot fi necesare șlefuiri ulterioare, deoarece marginile prezintă asperități mai pronunțate, așa cum se poate observa în aceste imagini. Bavura inferioară, produsă la ieșirea jetului de plasmă, se curăță ușor cu un ciocănel. Consumul aparatului la mersul în gol este mic, fiind sub 20 W. În timpul lucrului, consumul măsurat s-a situat între 3 și 5 kW în funcție de grosimea materialului. Amperajul maxim absorbit a atins 40 A.